Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim, știi că există un campionat nu știu dacă internațional, în America, un campionat de mâncat hot dogi. Cred că primesc pe oricine. Că m-am gândit și eu. Treabă, da. În română, cremvurști, cred. Asta e. Hot dog-ul e un cremvurști, de fapt. Da, da, e și cu pâine. Nu e cărnat. Da, cremvurști cu pâine. Care e cel mai bun cremvurști? Cremvurști de pui, de porc și de ce? Porc. De porc? Da. Ăla îți place... Da, trebuie să bată în parizer. Știi ce? Da. Din punctul meu de vedere. Auzi, dar... Și să n-aibă pielița groasă. Asta, cu pielița. Pielița e... Copiii dau la o parte pielița? Eu când mâncam cremvuști, eram mic. Cred că de-aia nu prea mănânc cremvuști, că sunt traumatizat, trebuia să dau pielița aia afară, jos. A, era o nenorocire, mă. Și munceam la ea și era mai bine, nu? Era chinul naibii. Dar acum se fac, adică aia mai de calitate, da, sunt cu pieliță civilizată. Dar muștar tecuci. Dar nostru sau de la Dijon, nu știu nu, ce niciodată. Fițe. Niciodată, nu? Dar atenție, da. Nu folosim același muștar, gen muștarul la minut sau muștărilă, cremvurștilă, ăia sunt pentru mici. Da. Ăsta pentru cremvurști trebuie să fie mai spre tecuci. Adică ceva mai legat, să nu fie așa apos. Nu știu dacă înțelegeți. Sunt niște mânțe aici pe care mulți oameni nu le pricep. Un amic nu le jucă cu muștarul. Un amic îmi scrie, cei mai buni cremvurști sunt virșli. Virșlii sunt aia, oaie de la Hunedoara. Da, dar sunt cremvurști sau cârnații? Dar ceva între, un fel de corcitură între cârnații și cremvurști. Foarte bun, dar nu sunt cremvurști. Cremvurștiul nu se prăjește, nu se frige. Cremvurștiul numai decât să fierbe, dacă vreți. Deci virșlii, domnul Andrei, se pot prăji, se pot frige. Se pot și fierbe. Atunci și nu sunt cremvurști. Sunt cârnați de se fierb, mă rog, în fine. Da, mă, sunt. Deci revenind, da, campionatul de mâncat cremvurști a fost câștigat de un american pe nume Joey Chestnut pentru a 15-a oară la rând. Bănenică. A înghițit 63 de hot dogi în 10 minute. Deci în medie 1 la 10 secunde, cred. Da, da, cam da. Așa ar veni. Adică nu mi se pare greu, dacă stai să te gândești. 1 la 10 secunde, pentru că merge să mâncăm mici. Da, atâta că îi mâncăm mai așezat cumva, dacă facem un efort. Da, singura problemă e că frig. Hai, că mă, dacă n-ar face... Băi. Dar de ce nu fac, băi, ăștia care fac campionatul ăsta de mâncat cremvurști, da, de ani și ani de zile, înțeleg că sunt o fabrică. Crezi că Zaf s-a dus și el odată în America și s-a dus să mănânce cremvuști la ăștia care fac cremvuși ăștia, nu? Îți dea din cap că da, a fost la da. Nu, de o să-i propun și eu lui Hepa să facem și noi cu mici. Da, serios. Campionat. Cu micii, partener că... Europa FM, facem ceva deosebit. Că ar fi o treabă, nu? Nu? Aha. Da. De ce nu? Și să mergem la antrenamente. Noi participăm la toate antrenamentele, la tot ce înseamnă, că adică să pregătim, să ne antrenăm. Da, ar fi frumos. Da. Azi cu ce ne antrenăm? Păi începem ușor cu 10 mici din prima, după care o pauză scurtă. Mie mi-au plăcut glumele care circulă în state acum cu Joey Castană. Joey Castană e trecut în topuri peste Rafa Nadal, a câștigat de 15 ori, același campionat, în timp ce Nadal a câștigat numai de 14 ori. Da. Sunt mortali oamenii. Dar la categorii, mă, dacă ar fi să fie, știi, campionatul de mici la noi, cum să fie categorii pe înălțime sau... Pe lățime, nu-mi dau seama. Înălțimea nu contează. Păi la înălțime de ce? Că intră mai mult să stivuiesc. Teoretic. Nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.